Nu rata ultimele zile de reduceri din campania Back to School și revin cu o nouă propunere, un difuzor de birou portabil de la GUI, modelul Sampi. Să începem! Salut și bine ați revenit pe canalul GSMNet! Sunteți pregătiți de școală sau încă sunteți în febra cumpărăturilor și faceți ultimele achiziții? Dacă da, vin și eu cu o propunere. Este vorba despre difuzorul GUI Sambi, care este și încărcător wireless, ideal pentru încărcarea telefonului. Și cuvântul cheie pentru această propunere este relaxare. Când copilul își va termina temele, se poate relaxa folosind acest difuzor ca să asculte playlistul audio de pe device. Este Bluetooth și o să aflu mai multe detalii în câteva secunde. Și în timp ce își face temele, își poate încărca telefonul. Deci este totul perfect, este echipat cu ceea ce îi trebuie. Înainte de a începe unboxing-ul, avem o surpriză. Colegii mei alături de Shelly ți-au pregătit super premii, 7 lămpi GUI Nuru de Plus și 3 camere GoPro 8. Sună chiar foarte bine. Intră pe contul GSMNet de pe Instagram pentru a afla condițiile de participare. Acum hai să trecem repede la GUI Sambi ca să îl desfacem și să vedem cum se aude. Să începem. Avem cutterul, hai să îl desfacem repede. Cutia arată excelent, este de la GUI. Este o marcă premium și să vedem ce conține. Începem cu accesoriile externe, cablu USB, micro USB. Acesta este pentru alimentare. Și în interior avem difuzorul portabil de mici dimensiuni, ideal, cum am zis, pentru birou. Îl poate lua cu el chiar la școală sau când se plimbă prin parc, datorită bateriei integrate de 4000 de mAh. Arată foarte bine, exteriorul este din material textil, cu butoane ieșite în relief pe butoane de multimedia și în spate avem un plastic de cea mai bună calitate, iar suprafața wireless este pe această față, este echipată cu tehnologie rapidă de încărcare de 10W. Asta înseamnă că îți poți încărca telefon iPhone 8, 10, 11 la viteză de 7.5W, deci ultra rapid, iar telefoanele Android S9, S10 la viteză de 10W, deci îl va încărca destul de repede fără a folosi fire. Va fi nevoie, bineînțeles, de un adaptor pe care va trebui să ți-l cumperi de 5-9V. Difuzorul este Bluetooth, îl poți conecta cu orice device Bluetooth, fie că este vorba despre iPhone sau Android. Hai să-l pornim, cu siguranță te interesează să vezi cum se aude și dacă copilul este lângă tine, cu siguranță îl va interesa să vadă cum se aude sunetul. Și să-l pornesc imediat. Super! It's been months but I still feel the same. I'm not sure why I can't get you off my mind. Guess I've never been in love before. So when you left me my dear heart was torn. I wish I never let you in. I wish I hadn't been so blind before. Super, sunetă puternic, după cum ai văzut, se aude curat. Și este din acest difuzor de la GUI, modelul Sambi. Hai să mergem mai departe și să vedem și alte detalii. Să trecem la partea practică. Cum am zis, suprafața este wireless de 10W, încărcare rapidă și o să testăm cu un S9 Plus, să vedem dacă pornește. Și deja mi-a pornit. Este perfect, este încărcare normală la 5W atunci când nu folosești cablu. Când vrei să folosești la 10W, va trebui să folosești un adaptor și imediat să-l scoatem. Este cel de 5-9V, o să fac și eu lucrul acesta, imediat să vedem dacă pornește. Super, a pornit cu încărcare rapidă, ceea ce îmi place la acest device, că este mic și de asemenea este integrat cu tehnologie ultra rapidă de încărcare. Cam atât despre difuzorul GUI Sambi, îl găsești pe site-ul gsmnet.ro, îți las un link în descriere pentru a-i pregăti o ultimă surpriză copilului înainte de începerea noului an școlar. Înainte de a încheia, colegii mei de pe Instagram alături de Shelly ți-au pregătit un concurs cu premii speciale. Intră repede pe cont pentru a afla condițiile de participare. Baftă tuturor și copilului le urez un an nou școlar de nota 10. Și dacă ți-a plăcut, nu uita, subscribe, clopoțelul pentru a fi la curent cu ceea ce facem și like și până data viitoare, spor la cumpărături!